Ianis, aș fi început cu o seară bună pentru tine, fiindcă ai reușit o dublă, ai scos și penaltii, însă punctele merg la CFR. Totuși, cum te simți acum la finalul derbiului? Da, sunt trist, pentru că la prima vedere, nu știu, cred că am fost peste ei și ca ocazii am fost în vestiar și am revăzut, am fost peste ei la ocazii de gol, dar ei au înscris din tot ce au avut și noi am și ratat. Simți că a fost cel mai bun meci al tău pentru Cluj, cel puțin la nivel de reușite? Da, a fost un joc mai bun al meu, dar echipa m-a ajutat mult, adică m-a pus în niște conjuncturi care m-a favorizat. Cum ai trăit? Te-am văzut așa de scătușat după marcarea golurilor. Cum ai trăit tot acest meci? De la extaz la agonie, putem spune așa? Da, m-am bucurat, stadionul full, eu adică m-am mai jucat un derby, știam ce înseamnă pentru acest oraș și mi-aș fi dorit măcar un punct să obținem. Totuși ce se întâmplă? Primiți foarte multe goluri, pare că faza ofensivă merge bine, însă extrem de prost faza defensivă, să spun așa. Da, noi în atac. Da, nu pot să vorbesc de apărare, dar noi în atac încercăm să producem cât mai mult și cred că la fiecare meci am avut gol sau goluri marcate, deci consider că ne-am făcut treaba. Crezi că poate fi acest meci începutul unei serii bune pentru tine, a fost declicul de care aveai nevoie? Da, vom vedea în următoarele meciuri dacă a fost acel declic de care aveam nevoie, dar contează ca echipa să câștige. Cum e să marchezi într-o astfel de atmosferă? Da, e foarte frumos, suporterii sunt minunați aici. Îmi pare rău că i-am dezamăgit, dar sperăm ca în următoarele meciuri să câștigăm.